Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă sesiune interactivă. Ce gândește acum despre tine, persoana care te interesează? Vom avea trei citiri. Aici avem grupul 1, aici avem grupul 2, aici avem grupul 3. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Luați din această citire doar ceea ce se potrivește, pentru că este o citire colectivă. Găsiți aceste seturi de tarot, oracole, cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia pe site-ul www.taroterapia.ro. Este relevant momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul publicării acestui video, și începem! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 1 și explorăm împreună care sunt gândurile acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Avem aici o persoană care te vede întinerit, schimbat sau cu energie nouă. Avem o persoană care consideră că în momentul ăsta tu ești mult mai atrăgător sau mai atrăgătoare decât ar fi perceput până acum și că se simte ispitit sau ispitită de tine. Este ceva ce nu îi dă pace. Există niște gânduri care nu dau liniște deloc acestei persoane. Și vorbim despre o persoană care oscilează cumva între a se mișca foarte, foarte repede și a o lua mai încet vis-a-vis de relația voastră, sau vorbim despre o persoană care simte foarte multă atracție pentru tine, ascultătorule, dar încă nu se poate hotărâ ce să facă cu această atracție și ce să facă cu relația voastră, adică dacă să facă niște pași mai serioși în direcția ta. Pentru unii dintre voi, povestea asta este la început. Unii dintre voi abia au cunoscut această persoană. Pentru alții dintre voi, văd aici niște căi noi care se pot deschide. Adică probabil o relație existentă care a avut ceva piedici în ultima perioadă, dar unde se discută despre ce puteți face în continuare. Parcă sunt o serie de întâlniri, mai multe discuții, tot felul de mesaje schimbate între tine și persoana asta, vis-a-vis de ceea ce ați putea să aveți unul cu celălalt în continuare. Haideți să vedem mai departe. Ce gândește această persoană despre tine, ascultătorule? O persoană care te observă, ascultătorule, fără să-ți dea de înțeles că ar face lucrul ăsta. Adică cineva care pare să fie ocupat cu alte treburi, dar care, în fapt, vede din plin ceea ce faci tu. Da? Cineva care are un unghi foarte bun din care să privească spre tine. Și, de asemenea, cineva care ia în calcul ideea asta de relație firească, ideea asta de relație integrată foarte bine în societate, da? O relație în care toate coordonatele sunt prezente și emoțional, și mental, și material, conexiuni cu ceilalți, da? A face parte din anumite grupuri. Adică cineva care are în minte aceste aspecte și în același timp cineva care după ce a refuzat o anumită ofertă, parcă acum se întoarce și reconsideră ceea ce îi se propusese, probabil din partea ta, ascultătorule. Și mai avem aici pe cineva care, iată, vede că schimbarea este posibilă. Asistă la această schimbare sau așteaptă această schimbare și parcă ar avea nevoie de un imbold
Sau persoana asta așteaptă anumite evenimente, așteaptă să se întâmple ceva înainte de a acționa. Haideți să vedem în continuare. Au apărut până acum persoane din Rac, Săgetător, Pești, Balanță, Gemeni, Taur sau Fecioară. Care sunt gândurile acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule? Cineva repornește rapid după o perioadă de tăcere, după o perioadă de inacțiune. De asemenea, iată ceva ce se poate dezvolta frumos cu această energie a împărătesei și un as de cupe. Văd această persoană admirându-te foarte mult, ascultătorule. Această persoană te vede pur și simplu cu alți ochi în această perioadă. Această persoană se înmoaie în fața calităților tale. O persoană care începe să simtă din ce în ce mai multă căldură față de tine, ascultătorule. Cineva care își dorește prezența ta, lângă el sau lângă ea. Cineva care admiră grija ta, generozitatea ta. Așadar, parcă persoana asta a început să vadă tot mai bine aspectele astea în tine de ceva vreme, probabil de câteva săptămâni sau de câteva luni. Nu știu dacă a reușit să îți declare deocamdată ceea ce simte, dar ceva crește foarte mult în energia acestei persoane vis-a-vis de tine. Interesul său este din ce în ce mai mare. Iată, avem deja trei ași în citirea noastră, ceea ce înseamnă că se pot deschide aceste porți noi. Puteți să vedeți ceva schimbat în comportamentul acestei persoane. Ceva se intensifică în interiorul lui sau în interiorul ei. Haideți să mai explorăm. Cum te poziționezi tu, ascultătorule, față de ceea ce vine de la această persoană? Pentru o parte dintre voi, deși strada asta pare destul de lungă, destul de dificilă, parcă ați fi totuși convinși că trebuie să continuați și ați vrea să vedeți, mergând până la capăt, ce o să se întâmple totuși în povestea asta. Adică sunteți curioși în legătură cu ceea ce poate aduce această persoană și vă văd de asemenea cu o abordare destul de înțeleaptă. Adică ceva de genul, dacă această experiență nu o să-mi aducă împlinirea emoțională pe care o caut, cel puțin s-ar putea să-mi aducă o lecție foarte bună. Adică s-ar putea să iau ceva de aici, s-ar putea să învăț ceva valoros din experiența asta. Așadar, și pe tine te văd în continuare, ascultătorule, susținând acest drum care poate să ducă undeva la un scop comun. Poate să ducă undeva la un spațiu comun pentru tine și pentru această persoană. Haideți să explorăm în continuare. Iată din nou îndrăgostiții. Cineva care parcă vrea să intervină și să îți arate ceva curajos, ascultătorule. Cineva care parcă ar vrea să te scape de acest dragon. Cineva care vrea să te ajute să ieși dintr-o situație dificilă sau să te scoată dintr-o situație riscantă, da? Cineva care încearcă să te păzească. Cineva care încearcă să-ți spună de asemenea că ești foarte prezent sau foarte prezentă noaptea în visele sale. Și cineva care de asemenea caută un moment pentru a discuta ceva serios cu tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu
și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2 și explorăm împreună ce gândești acum despre tine, persoana care te interesează. Și aici avem o persoană care nu înțelege ce vrei tu de la el sau de la ea. Cineva care te poate întreba care sunt intențiile tale. Ce vrei să spui, de exemplu, cu un anumit mesaj? Ce ai vrut să spui atunci când ai comunicat ceva anume? Persoana asta se întreabă încotro te îndreți tu. Spre ce mergi acum? Unde te grăbești să ajungi? Această persoană pare de asemenea că ar aștepta din partea ta, ascultătorule, o decizie. Parcă așteaptă ca tu să hotărăști în legătură cu ceva. S-ar putea să ai cel puțin două căi la dispoziție. Chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează. De asemenea, persoana asta ar mai considera că tu nu reușești să vezi anumite lucruri. Că nu reușești să vezi, de exemplu, niște lucruri pe care el sau ea le-a făcut pentru a-ți arăta interesul său față de tine. Că nu reușești încă să ajungi la o concluzie. Persoana asta consideră că tu ești foarte prins sau prinsă cu ale tale, cu studiatul, cu serviciul, cu chestiuni financiare și așa mai departe, și că s-ar putea să nu existe foarte mult loc în viața ta pentru el sau pentru ea, pentru că, iată, avem și această energie a abundenței. Da? Vorbim aici despre o persoană care se ocupă serios de viitorul său, de investițiile sale și asta ar percepe persoana asta în legătură cu tine, ascultătorule. Ce mai văd aici este că tu, la rândul tău, te întrebi încotro merge această persoană. Deci e interesant că s-ar putea ca amândoi să vă întrebați chestii similare. Amândoi să aveți cam același gen de dubii. Amândoi să nu înțelegeți foarte mult în legătură cu gândurile și cu intențiile celuilalt. Ce mai văd aici este că vă întrebați adesea cât de sănătoasă este această relație sau dacă această interacțiune, în cazul în care sunteți la început cu această persoană, se poate transforma în ceva solid, sănătos, durabil. Au apărut până acum persoane din Capricorn, Fecioară, Scorpion sau Rac. Mai avem de asemenea aici pe cineva din Săgetător, avem semne de pământ care interacționează cu semne de apă sau semne de pământ care interacționează cu semne de aer, avem semne de foc care interacționează cu semne de aer sau o interacțiune dintre două semne de aer. Așadar, parcă niciunul dintre voi nu prea înțelege în momentul ăsta ce se întâmplă în tabăra celuilalt. Și parcă fiecare dintre voi încearcă să afle tot mai mult. Haideți să vedem mai departe ce mai apare aici. Care sunt gândurile acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule? Cineva care ar vrea să facă ceva eforturi în privința ta. Iată aici pe cineva din Leu, de asemenea. Mai avem o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă. Cineva care parcă ar face niște lucruri ieșite din comun ca să fie în preajma ta. Șasele ăsta de cupe vorbește despre o conexiune pe care persoana asta o consideră specială. Așadar, persoana asta ți-ar spune că nu a mai întâlnit pe cineva ca tine și că genul ăsta de conexiune pe care o are cu tine îi provoacă tot felul de sentimente.
Este o persoană care ar declara că e foarte mișcată din punct de vedere afectiv atunci când vine vorba despre tine. Și de asemenea, mai simt că aici sunt situații în care persoana asta ar putea să-ți fie un coleg sau un amic, ascultătorule. Așadar, s-ar putea să fie situații care se transformă, da? Să fiți într-o anumită relaționare, să fiți în anumite roluri și încet, încet lucrurile să se schimbe între voi doi. Să începeți să vă îndrăgostiți, să începeți să comunicați mai mult, să începeți să visați din ce în ce mai mult unul la celălalt. O relație care se poate dezvolta pas cu pas, o relație care are într-adevăr foarte mult spațiu pentru imaginație și pentru fantezie, pentru că în momentul ăsta pare că niciunul dintre voi nu a declarat suficient de puternic care sunt intențiile sale în legătură cu celălalt. Sau, pentru cei dintre voi care sunt acum într-o perioadă de pauză, parcă fiecare dintre voi așteaptă de la celălalt o anumită clarificare, o anumită mișcare, da, niște acțiuni. Haideți să vedem în continuare ce mai apare aici. Iată chestiuni de ale familiei, chestiuni de ale neamului. Cineva a dovedit cam multă mândrie aici în povestea asta. Și e ca și cum a arătat niște aspecte din propriul sine pe care nu le dorea la suprafață. Adică simt că cineva în această interacțiune este rușinat. În momentul ăsta simte că a stricat ceva în mod iremediabil pentru că a avut un anumit comportament, pentru că a spus ceva, de exemplu. Cineva știe că a rănit la un moment dat. În afară de rușine, există și vinovăție în această persoană vis-a-vis de efectele pe care le-a provocat, spunând anumite lucruri sau făcând anumite alegeri. Mai simt că pentru o parte dintre voi există un soi de bagaj cam greu care e purtat așa în continuu în relația asta. Poate să fie influența familiei de origine, de exemplu. Pot fi niște credințe foarte puternice la care cineva încă nu reușește să renunțe. Sau cineva este extrem de dogmatic atunci când vine vorba despre anumite subiecte în povestea voastră. Vă rog să-mi spuneți de asemenea cum rezonează cu voi. Haideți să mai explorăm. Care e energia poveștii voastre acum? Iată, avem această carte a ciclurilor, adică întoarceri, repetiții, ceva se închide și se redeschide. Ceva nu este de fapt niciodată abandonat, pentru că într-o formă sau alta acest ceva revine între voi doi. Care este lecția oare în povestea asta? Ce aveți de luat fiecare dintre voi din această interacțiune, v-ar mai întreba această carte? Putem avea aici de asemenea persoane care sunt născute în ianuarie, iulie, aprilie sau decembrie. Persoane care sunt născute seara sau pe timpul nopții, persoane care sunt născute în date care conțin următoarele cifre: 8, 3, 6, 1, 7 sau 4. Ce gândește această persoană despre tine, ascultătorule? Această persoană se gândește la ceva ce s-ar putea întâmpla pe timpul verii sau la ceva nou ce poate apărea pe parcursul anului următor. Aici vorbim despre persoane care se uită cumva către viitor și încearcă să planifice cât mai bine. Vorbim de asemenea despre persoana asta care are niște intenții din ce în ce mai conturate, dar care în momentul ăsta nu pot fi aplicate direct. Iar asta poate să se refere la cei dintre voi care așteaptă ca această persoană, de exemplu,
să devină o persoană liberă, să renunțe la o anumită relație, să iasă dintr-o anumită conexiune. Aici vorbim de asemenea despre acele situații de triunghi amoros sau pătrat amoros în care încă aveți lucruri de pus la punct, încă aveți lucruri serioase de rezolvat, iar asta necesită timp, efort, dedicare. Așadar, simt că în anumite cazuri povestea asta poate să prindă din ce în ce mai multe aripi, însă dacă aveți suficientă răbdare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, explorăm împreună ce gândești acum despre tine, persoana care te interesează, și apare aici o persoană care încearcă să își facă curaj, ascultătorule. Cineva care vrea să te abordeze, cineva care își dorește să te caute, cineva care vrea să te invite. Cineva care te spionează, te urmărește, întreabă, în jur, în legătură cu tine. Avem aici o persoană care este atrasă de misterul tău. O persoană care consideră că ar putea să ajungă la acele comori pe care tu le ții ascunse. Dar o persoană care, din când în când, cam întârzie. Sau o persoană care s-a temut atât de mult până acum, încât aproape că nu ți-a dat de înțeles că și-ar dori mai mult de la tine. Mai avem aici, de asemenea, o persoană care se ascunde în spatele unui discurs rațional, foarte logic, rece câteodată. Cineva care, deși și-ar dori să vorbească despre sentimente, vorbește despre orice altceva. Despre serviciu, despre tehnologie, despre prieteni, despre bani, despre călătorii, despre ce a mai citit, despre ce a mai aflat, despre ce și-ar mai dori să facă, însă parcă nu reușește să pună punctul pe i. Așadar, aici e un soi de energie similară cu ceea ce aveam la grupul 2. Adică persoana asta ar vrea să înțeleagă mai multe în legătură cu tine, ascultătorule, și tu la rândul tău ai vrea să afli tot mai mult în legătură cu el sau cu ea. Ce mai văd aici are legătură cu un anunț, un anunț important sau ceva este reînnoit, reînviat, reluat. Arcana judecății care poate să aducă din nou în scenă o situație din trecut, niște persoane din trecutul vostru care pot reintra în viața voastră. Cineva care aștepta de mai multă vreme și acum își face curaj să te contacteze din nou, ascultătorule, vă rog să luați ceea ce rezonează cu voi. Până acum a apărut cineva din Scorpion, Gemeni, Vărsător sau Leu sau Pești sau Taur sau Capricorn. Haideți să vedem în continuare oare ce este în mintea acestei persoane. În legătură cu tine, ascultătorule. Cineva care spionează, se uită de la distanță. Iată. Încearcă să cuprindă cu privirea cât mai mult, da? Și cât mai de departe. Adică persoana asta parcă încearcă să își formuleze în mintea sa o imagine cât mai largă în legătură cu tine, ascultătorule. Este o persoană care admiră succesul tău, este o persoană care admiră felul tău de a fi, este o persoană care poate să fie de multe ori cu capul în nori sau în această perioadă este implicată în foarte multe activități, are tot felul de idei, îi vin tot felul de planuri în minte și parcă se oprește foarte greu. Da? Cineva care poate să fie în mișcare
foarte mult în perioada asta. Sau, de asemenea, niște călătorii, niște deplasări care sunt anunțate pentru amândoi în perioada următoare. Haideți să explorăm mai departe. Din nou, această energie a spionului. Persoana asta care este, ascultătorule, mult mai prezentă în jurul tău decât îți închipui tu. Poate că nu este prezentă fizic tot timpul, dar în perioadele sale de absență, ochii și urechile sale rămân extrem de atent îndreptate în direcția ta. Orice vine din partea ta pare să fie o informație crucială. Parcă persoana asta își face un mare puzzle, da? Și adună așa cu nerăbdare, adună chiar, parcă simt persoana asta înfometată să construiască cât poate de repede acest puzzle, să afle despre tine, să ajungă cumva la tine. Vrea să te anunțe ceva, din nou apare această arcană judecății. Vrea să te sune și să te invite undeva, să-ți povestească ceva, să te anunțe în legătură cu o decizie de-a sa, să-ți spună, în alte cazuri, ceva legat de job sau de bani sau de niște investiții. Vrea să te anunțe că face un pas mare și vrea de asemenea ca tu să observi că viața sa este în mișcare. Persoana asta ar vrea să vadă că tu observi evoluția sa, progresul său. Este o persoană care vrea să ajungă cumva departe. Haideți să vedem în continuare. Cineva care își croiește foarte, foarte atent viitorul. În acest viitor, tu, ascultătorule, s-ar putea să fii un partener sau o parteneră foarte, foarte potrivită pentru această persoană. Pentru că această persoană te include cumva în acest tablou în care într-o bună zi are o familie, are niște afaceri, are suficiente venituri și totuși ceva blochează pe termen scurt această persoană. Poate să fie genul de persoană care face planuri mari, dar se poate împiedica la primele dificultăți. Sau persoana asta face planuri mari ne luând în calcul, de fapt, niște aspecte care în momentul ăsta pot părea micuțe, dar care au o relevanță destul de mare. Haideți să vedem despre ce este vorba. În anumite cazuri, aici vorbim despre cineva care vede relația voastră într-un anumit fel. Și felul său de a vedea relația nu este în acord cu felul tău de a vedea relația, ascultătorule. Adică persoana asta ți-ar spune că te vrea, te dorește, lângă el sau lângă ea, dar nu neapărat în condițiile tale sau că acele condiții pe care tu le impui pentru el sau pentru ea în momentul ăsta nu au cine știe ce valoare pentru că el sau ea vede o altă cale alternativă prin care voi doi să vă continuați relația sau să creșteți în această relație în continuare. Și pentru că aveți puncte de vedere diferite în legătură cu niște aspecte, pot apărea niște divergențe. Această energie a lui 5 de săbi, care poate reprezenta niște certuri din care nimeni nu câștigă. Un 5 de săbi este practic o situație din care toată lumea poate pierde și unde toată lumea poate avea de suferit. Iar asta înseamnă că probabil că fiecare trage într-o direcție și că aveți nevoie să ajungeți la această energie a împărătesei. Energia împărătesei care poate să conțină foarte multe aspecte, câteodată chiar contrarii, da? O împărăteasă poate să împace niște lucruri care sunt prea polarizate, care sunt duse la extrem. O împărăteasă poate să aibă o atitudine înțelegătoare, maternă, matură. Mai vorbim de asemenea aici despre o persoană dintr-un semn de pământ sau dintr-un semn de aer care ar putea interveni cu niște îndrumări bune pentru povestea voastră. Haideți să vedem mai departe. Cineva din balanță sau cineva din taur, dacă nu le-am spus deja.
Există în continuare aceste planuri de viitor care sunt creionate. Aceste planuri de viitor pot avea în același timp, din când în când, niște momente în care par că stagnează sau pare că acel plan se schimbă. Însă dorința acestei persoane are legătură cu a menține strada asta împreună cu tine, ascultătorule. Pentru că nu concepe, iată, avem acest 5 de cupe, persoana asta nu concepe să renunțe la ceea ce îi oferi tu, la ceea ce îi oferă relația voastră, nu concepe să lase în spate povestea voastră, intenția sa este să meargă înainte cu tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!